Ori proximitatea aceasta, uneltele, instrumentele de legătură pe care le aveți aici cu ei, datorate mixturii, structurii culturale și civilizaționale, chiar identitare de la Caraș-Severin și din întregul Banat. Pentru că vorbeam mai devreme despre faptul că Banatul are o structură, are o fibră extraordinar de cosmopolită, foarte diversă, aproape Europa în mic, să spunem da, așa. Da, chiar vă întrebasem eu, care este imaginea dumneavoastră vis-a-vis de Banat? De ce vedeți în acest colț de țară? Toată Europa centrală se află aici în câteva sute de kilometri pătrați. Am vorbit astăzi cu edilii orașului și cu anumite personalități din administrația publică locală despre faptul că există 7 sau 8 minorități aproape egale ca dimensiune. Sunt ca mărgelele pe un șirag. Să ai 7 sau 8 minorități atât de diferite, toată Europa centrală e aici. Este minoritate ucraineană, minoritate slovenă, minoritate slovacă, cehă, maghiară, germană. E ceva extraordinar. Este croată. Și numai la nivelul județului, nu vorbesc de întregul Banat. Ori aceasta nu se poate să nu lase urme la nivelul psihologiei, la nivelul felului oamenilor de a percepe lucrurile, la raportul între familie și societate, la raportul între societatea locală și cea centrală. Să ne gândim de pildă de faptul că aici confluența e aproape perfectă. Înțelegerea dintre oameni aproape a depășit cadrul comunității și a intrat în cadrul familiei. Face parte din fibra locului. Păi acesta este un model de confluență minunat pentru viitoarea Europa. Pentru că nu găsești multe locuri în țările occidentale în care combinația, mixtura aceasta să fie atât de bogată. Iar în unele locuri depășește această cifră. Este acum, prin venirea unui număr atât de mare de italieni în Banat, nu se creează. Și italiană avem, da, o comunitate. Avem o comunitate. Și nu este vorba numai de faptul că s-a mai adăugat o comunitate. E mai mult decât atât. Este o punte cu Europa Occidentală formidabilă. Păi noi nu am avut, cred, în istoria noastră bimilenară o asemenea apropiere de Italia sub aspect economic, cultural și politic, ba chiar și militar, cum avem acum. Pentru că italienii sunt partenerii noștri în NATO, italienii sunt partenerii noștri economici, nu pot să spun că în cadrul cifrelor pe întreaga țară, poate că nu sunt primii la toate, să spunem, în toate grafele, la toate capitolele, dar sunt în orice caz într-un număr extraordinar. Numai în județul Timiș, sau mai degrabă în municipiul Timișoara, la un moment dat știam că erau 2500 de companii cu capital italian. Asta e ceva nemaipomenit. Au început să apară comunități care se manifestă ca atare. Ori aceasta, cum spun, nu este adăugarea încă unei perle pe șiragul acesta de civilizație și de confluență identitară și culturală europeană. Este și o apropiere în plus față de Europa, dar nu numai geografic, ci și sub aspectul economic, sub aspectul politic, sub aspectul militar, sub aspectul diplomatic. E un pas, o garanție a prezenței noastre în familia transatlantică, adică europeană și dincolo către America de Nord, care mă încurajează foarte mult, pentru că uitați-vă puțin cu ce efervescență se face. Au fost suficienți câțiva ani pentru ca să se schimbe complet această realitate. Mi-a spus fostul ambasador al Italiei la București că între România și Italia numărul de zboruri săptămânale este halucinant. Aproape că nu-ți vine să crezi cât de multe zeci de curse sunt. Aceasta ce exprimă? Exprimă în primul rând spirit de libertate, încrederea oamenilor în ei înșiși, faptul că pot să își ducă la capăt anumite idealuri pe care le au, construcția unei companii, realizarea unui parteneriat, trimisul copilului la școală, la studii în altă parte, lucruri care fac pe români mai liberi, în afară de faptul că sunt și într-o democrație, ei mai sunt pe deasupra și liberi, adică, cu alte cuvinte, stăpâni pe propriile lor fapte. Pot să circule liberi. Apropo de, vom fi liberi să mergem și în Marea Britanie, ce știți vis-a-vis de regimul vizelor cu Marea Britanie? Sunt sigur că lucrurile vor avansa în acest sens. Pentru că barierele care au fost până acum cu țările occidentale au venit numai din diferențele care erau între noi, nu și din distanța dintre noi. Pentru că noi am avut întotdeauna, atunci când am fost lăsați liberi să o facem,
cele mai mari valențe în privința confluențelor. Vă aduc aminte că au fost vremuri în care noi aveam o prezență în Asia de Sud-Est. A avut o prezență puternică în America, o prezență puternică în Africa de Nord, ba chiar și în America Latină. Există încă astăzi amintiri din o mulțime de parteneriate de tip educațional, cultural, economic cu aceste lumi. Noi avem forța necesară pentru a le face. Deci nu pot să cred că oricât de departe ar fi continental, vorbind Marea Britanie, și geografic, dar și din punct de vedere al stabilității și al prosperității, noi mergem cu pași repezi către acolo, nu în sens invers. Deci aceste mici neîmpliniri tehnice, să spun vor, așa... Vor fi în favoarea noastră. Mai avem un telefon, Alteție. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Alo? Da, vă ascultăm! Mă bucur să văd și să ascult un om extraordinar. Îmi redă încrederea în valorile umane ale acestui popor. Ne bucurăm! Vă mulțumim, doamnă, pentru telefon. O seară bună în continuare! Ceea ce doamna a vorbit mai devreme și ceea ce și domnul care a sunat cu atâta Patos, chiar patos putem spune. Amândoi vorbeau fără cuvinte din ce exprimau ei, mai degrabă din ce articulau, despre un lucru care e absolut necesar în această lume liberă și democratică. Și anume, un anume simț al măsurii care vine dintr-o amestec de două ingrediente. Unul este spiritul de răspundere și al doilea este generozitatea. Dacă aprecierile lor sunt atât de frumoase, ele nu sunt la adresa mea ca persoană, ci la adresa mesajului pe care eu îl port. Nici membrii familiei mele, nici cei care m-au investit în acest moment cu mandat, nu au văzut în mine un om care să rezolve problemele altora, care să spun așa, substituie altora care au responsabilitățile lor. Dacă demersul meu public a avut efect, este pentru că eu am încercat să insuflu oamenilor partea generoasă a lor, pentru că este nevoie de generozitate în această lume pragmatică și mai ales simțul răspunderii. Adică nimic din ceea ce emiți să nu fie la întâmplare sau pe alături. Știți cum s-a întâmplat? Să te gândești de două ori înainte să spui ceva, da, cu alte cuvinte. Știți? Știți cum e că s-au tot emis tot felul de judecăți de valoare, s-au emis tot felul de promisiuni. Da. În România anilor aceștia. Și atunci oamenii au nevoie să fie siguri pe cel care le vorbește că nu le emite numai. Așa este, da. Judecăți, da, de valoare și le spune anumite lucruri, anumite promisiuni. Vorbeam de proiecte și spuneați de un proiect care mi s-a părut foarte interesant împreună cu Universitatea Eftimie Murgu. Ei au vorbit în mod foarte convingător despre parteneriate pe care le au în mod natural cu universități din Croația și din Serbia. Este cât se poate de firesc, pentru că regional vorbind, ele sunt aproape de noi, atât din punct de vedere al kilometrilor, cât și al trecutului recent, țări care au fost tot sub dominație comunistă, care fac același efort ca și noi ca să meargă la lumină într-o anumită direcție, adică a valorilor occidentale. Și în plus, Croația, de pildă, dacă o luăm dintre cele două, are și șansa acestei deschideri la mare, care i-a permis în ultima vreme o